Grupul Auto Renault a anunțat faptul că a finalizat vânzarea activelor sale din Rusia către statul rus, dar a precizat că păstrează opțiunea de a le răscumpăra în decurs de 6 ani. Oficialii ruși din industrie au anunțat că acordul dintre producătorul auto francez și Moscova permite Rusiei să fabrice Duster sub marca Lada. Consiliul de administrație de la Renault Group a aprobat în unanimitate semnarea acordurilor pentru vânzarea totalității acțiunilor pe care Renault Group le deține la Renault Rusia către orașul Moscova, precum și participația de 67,69% din acțiunile constructorului auto rus Avtovaz către NAMI, Institutul Central de Cercetare și Dezvoltare de Automobile și Motoare, a informat proprietarul Dacia într-un comunicat de presă, fără a oferi detalii legate de suma tranzacției. Anterior, la finele lunii aprilie, autoritățile ruse au anunțat că Renault își va transfera participația de 68% din acțiunile Avtovaz, cel mai mare constructor de automobile din Rusia, către un institut de cercetare, în schimbul unei sume simbolice de o rublă. Denis Pak, oficial rus din industria auto, a declarat că acordul cu Renault îi permite lui Avtovaz să continue să fabrice Duster, dar sub marca Lada. Acordul Renault cu Federația Rusă scoate compania franceză dintr-o problemă cu care se confruntă companiile occidentale în contextul războiului din Ucraina, să se retragă din Rusia și să înfrunte impactul economic asupra veniturilor lor sau să continue afacerile acolo, dar să riște să-și afecteze reputația în fața clienților. Având în vedere evitarea șomajului, guvernul rus i-a îndemnat pe investitorii străini reticenți fie să reia operațiunile, fie să vândă cuiva care o va face.